Salutare, oameni faini și dragi! Vă spunem la un moment dat de o aplicație pe care am descoperit-o și despre faptul că mi-am propus ca în fiecare an să ascult cel puțin rezumatul unei cărți. Ca la finalul anului să am 365 de cărți auzite sau citite, rezumatul lor. Și vreau să împărtășesc cu voi ceea ce am învățat printre ultimele dăți, pentru că nu postez în fiecare zi, deși, cine știe, poate într-o zi. Vreau să vă povestesc puțin despre ceea ce am învățat în ultimele zile și anume despre cum anume poți să ieși din așa numitele capcane. Spre exemplu, îți dorești să pierzi în greutate. Da, e început de an, toată lumea își pune rezoluții pe anul în curs și poate că rezoluția ta, poate dorința ta, poate scopul tău este să pierzi în greutate. Așa cum este și al meu, se revin la kilogramele dinainte de a rămâne însărcinată și anul acesta am deja și un deadline, da? Dacă mă vedeți cu fiecare postare că devin tot mai fit, știți de ce. Și ce faci atunci când îți pui scopuri, dar rămâi blocat în scopurile acelea? Poate că, să vorbim despre pierderea în greutate, poate că ai de pierdut multe kilograme și poate că toată viața ta ai fost cu kilograme în plus. Sau poate că te-ai hotărât să schimbi jobul și să te duci, să faci un pas înainte, să îndrăznești, să-ți cauți un alt loc de muncă sau să îndrăznești să-ți faci afacerea ta proprie și personală și să faci altceva, să ai un alt fel de viață. Ce faci atunci când te apucă disperarea, te intri așa într-un fel de panică și te gândești, oh, nu pot să fac. E prea greu, e prea mult pentru mine. Ce faci atunci? Există câteva tehnici și anume există o fereastră de 5 secunde când poți să îți comuți creierul și să-l pui pe partea frontală a creierului, să pui la muncă și să fii prezent acum, în viitor. Dacă te surprinzi pe tine fiind disperat sau fiind descurajat sau sabotându-te singur sau amânând lucruri sau făcând tot felul de lucruri pe care nu ți le plac, oprește-te și numără până la 5. Numără invers, pentru că 1, 2, 3, 4, 5 e foarte simplu. Dar știința spune că dacă faci orice la care trebuie să te gândești timp de 5 secunde, practic îți pui creierul să gândească și să fie prezent acum. Și Mel Gibson spunea că e una din o vorbitoare care ajută mii și sute de mii de oameni să își schimbe, practic, obiceiurile, ea a descoperit pe propria piele că dacă nu mergi de la 5 la 0, invers, pur și simplu îți pui mintea să gândească. Și primul lucru pe care poți să-l faci este să nu mergi invers de la 5 la 0 sau să faci ceva timp de 5 secunde care să necesite o atenție acum, în prezent. După aceea, după ce ai decis asta, să când ești în prezent, te uiți, ok, acum mă simt disperat, accept asta sau mă simt descurajat, accept asta, ce pot să fac mai departe? Și o altă modalitate de a reuși să faci ceea ce ți-ai propus este să-ți faci niște scenarii în minte. Spre exemplu, folosește tehnica dacă, atunci, spre exemplu, dacă ești la o dietă, da? Ești la un program de slăbire, dacă vine să mănânc, sau atunci când îmi vine să mănânc, mă duc la o plimbare. Dacă îmi vine să ciugulesc, sunt stresată și vine să ciugulesc, atunci o să sun o prietenă. Dacă am depus un CV, să-mi schimb locul de muncă și mă apucă stresul, mă apucă panica, atunci o să mă duc la alergat sau atunci o să îmi sun un prieten bun sau atunci o să fac ceva, da? Orice. Dacă se întâmplă asta, dacă simt asta, atunci o să fac asta. Și în felul ăsta corpul are întotdeauna și creierul are întotdeauna un backup. Da? Când simți o disperare sau când te simți prins într-o capcană, trebuie să-i dai o altă soluție. Și atunci, dacă o să simt asta, o să fac asta. Și încercați asta, încercați modalitățile astea și nu descurajați. De fiecare dată când ne simțim prinși într-o capcană sau ne simțim blocați sau ne simțim descurajați, trebuie să știi că nu durează veșnic. Nimic nu durează veșnic, mai ales sentimentele noastre. Singurul care durează veșnic este Dumnezeu. În schimb, nimic.
tot ceea ce e astăzi, tot ceea ce simți astăzi, nu o să simți același lucru mâine. Poate că nu o să simți același lucru nici peste câteva ore. Și în niciun caz nu o să simți același lucru când o să fii în vârstă. Da? Așa că, ca și rezumat, când te simți prins, când te simți descurajat, numără de la 5 la 0 sau fă orice timp de 5 secunde să-ți aduci creierul în prezent și folosește tehnica. Dacă simt asta, atunci o să fac asta. Și felul ăsta, practic, corpul tău o să aibă ceva de lucru, corpul tău o să fie capabil să, creierul tău o să fie capabil să vină în prezent și să găsească soluție. Și nu uita, țelul tău și jobul tău este să trăiești astăzi în prezent, să înveți din trecut, să trăiești în prezent și eventual să faci planuri pentru viitor. O zi frumoasă și ne auzim într-un alt video pe alte teme. Abia aștept să împărtășesc cu voi, abia aștept să ascult eu, să citesc eu și să împărtășim împreună. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți ce ați învățat voi, ce ați citit voi, ce fel de cărți citiți voi și haideți să creștem împreună!